Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre sfaturi de vară pentru o postură corectă. Alături de noi se află doamna Elena Căciulan, profesor CMF, doctor, președinte Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie. Bine ați revenit, doamna profesor! Bine v-am regăsit! Mă bucur că a venit vara, mă bucur pentru mine, dar ne bucurăm mai ales pentru copiii noștri care sunt fericiți, pentru că poate în această perioadă părinții au mai mult timp pentru ei. Da. Pentru că vine vacanța. Vine vacanța și este bine că atunci când părinții sunt alături de copii, chiar dacă vor fi un pic mai pisăloci, ca să spunem așa, copiii vor învăța ce înseamnă o poziție corectă. Am văzut de foarte multe ori și pe plajă, și acasă, și în parc, copiii stau cu fundul între călcâie. Adică este acea poziție de W, care este o poziție extrem de deficitară, pentru că ea antrenează un dezechilibru la nivelul șoldului și un dezechilibru la nivelul genunchiului, la nivelul genunchilor. Pare a fi o poziție relaxantă, însă, iată, aduce o serie de neplăceri, să înțelegem, atât la nivelul picioarelor, cât și la nivelul coloanei. Sigur că da, pentru că se produce o întindere a ligamentelor de la nivelul genunchiului și cu timpul o să vedeți că toate aceste dezechilibre vor avea repercursiuni asupra posturii noastre. N-am înțeles, eu m-am așezat de multe ori în această poziție, mi se pare extrem de dificil să rămână, pentru mine nu este deloc relaxantă, dar pentru copii este foarte relaxantă. Și atunci sfătuiesc părinții să fie atenți, copiii să stea fie cu fundul pe călcâie, adică cu picioarele apropiate și cu călcâiele apropiate cu fundul pe călcâie, sau să stea turcește. Este o poziție care este foarte bună, sau sunt poziții care sunt foarte bune și care pot ajuta copilul să nu mai stea în această poziție deficitară. De asemenea, când mergeți la mare, pentru că marea majoritate a copilașilor prezintă picior talvalg, varus și așa mai departe, adică picior în X, picior ușor crăcănat. Exact, este bine copiii să meargă desculți pe nisip, pentru că acest masaj pe care nisipul realizează la nivelul tălpilor ajută copilul la corecție. De asemenea, mersul pe malul mării, cred, exact, iarăși este foarte este, bun. Dar nu numai pe malul mării, este bine să luăm copilașul de mânuță și cu apa deasupra genunchilor, noi părinții sau cei care sunt însoțitorii copilului să-l plimbe pe malul mării, dar în apă, cât mai mult posibil, pentru că îl ajută să ridice genunchiul sus, să facă un pas de pășire corect, pentru că toată această îngreuiere pe care ne-o dă apa la pășit ne va ajuta să ne reechilibrăm și să avem o postură cât mai corectă. Mergeți cu copiii în apă, cu colac, fie că îi puneți la nivelul membrelor superioare, colăcei aceia micuți, la nivelul genunchilor, la nivelul șoldurilor taliei, și lăsați-i să se bucure, pentru că în apă, orice fel de mișcare este posibilă. În apă nu avem gravitația și atunci ei pot să facă toate jocurile posibile și imposibile din lume și apoi toate visele lor în apă pot deveni realitate. Se pot lupta cu monștri, se pot lupta cu balauri, pentru că într-adevăr ei pot fi învingători, pentru că pot sta deasupra apei și toate această influență pozitivă a soarelui, a nisipului, a apei mării sunt benefice pentru copil, pentru că el crește sănătos și poate să se bucure de tot ce înseamnă natură. Și mă gândeam că spuneați de soare, de apa mării, de toate aceste sfaturi care ajută copilul să aibă sistemul osos, cel puțin, că de acesta vorbim acum cu dumneavoastră în calitate de kinetoterapeut, să aibă un sistem sănătos, o dezvoltare sănătoasă. Oasele sunt organe vii. Nu știu cât realizăm sau cât ne gândim la acest aspect. Oasele au nevoie de mișcare, musculatura la fel. Da, ca să și avem... mă refer atât la picioare cât și la spate pentru a avea o poziție corectă. Exact, pentru că oasele acestea devin funcționale, cu ghilimelele de rigoare, în condițiile în care activitatea musculară este prezentă. Cu cât copilul se mișcă mai mult, și nu numai copilul, și adultul, și bătrânul, în clipa în care se mișcă mai mult, cu atât acțiunea asupra osului este mai puternic, acest os poate să devină puternic, să devină rezistent la agenții fizici care din nefericire mai apar în viața noastră și îl face pe copil să poată să-și controleze foarte bine căzăturile sau situațiile neplăcute în care el poate să fie pus într-una din zilele din viața lui. Și de aceea este bine să se miște cât mai mult în mediul natural, să-l puneți în situații limită, să stea într-un picior, să stea pe vârfuri, să meargă pe călcâie, să se arunce în apă, bineînțeles cu sprijinul și cu supravegherea părinților.
Pentru că toate acestea s-au mersul la, pe munte, pe cărări de munte, mersul pe teren care este ușor accidentat, ușor denivelat. Exact, ne ajută foarte tare în stabilizarea mersului, în redresarea coloanei vertebrale și a posturii noastre. Foarte important acest aspect, adică este bine să creăm obiceiuri sănătoase copilului, pentru că mai târziu, dacă acesta are probleme cu spatele, va fi adultul cu dureri de spate, poate că nu realizăm că dacă nu mergem corect, nu călcăm corect cu picioarele, pot apărea dureri de la picioare până sus spre coloana vertebrală și ne mirăm de ce ne doare spatele sau de ce atâtea dureri. Da, pentru că acest corp al nostru, o suferință care apare la nivelul gleznei, poate să fie dată de o suferință cervicală. Trebuie să vedem corpul ca un ansamblu și numai așa, în condițiile în care avem grijă de noi, putem să fim sănătoși și voioși, de ce nu? Bun, și ca sfat să profităm de vacanță, de concediu, să petrecem timp de calitate, iată, cu copiii noștri, să ne jucăm așa cum ne-ați învățat, doamna profesor, astfel încât să stimulăm cât mai mult musculatura și, iată, postura corectă, sănătoasă a copiilor noștri. Așa mulțumim este. Pentru sfaturi și vă așteptăm să reveniți. Cu mare drag și eu mă bucur să revin. Și noi vă așteptăm cu mult drag. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.